Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la ora știrilor. Caz șocant la centrul COVID de la Moldexpo. Aseară un bărbat a fost găsit acolo strangulat. Peste corpul neînsuflețit a dat personalul medical. Victima s-a dovedit a fi o persoană de 83 de ani, testată pozitiv la noul coronavirus. Informația ne-a fost confirmată de directorul instituției medicale, Oleg Crudu, care a precizat că acesta a fost internat luni în stare de gravitate medie. Potrivit informațiilor oferite de conducerea centrului COVID-19, nenorocirea s-a produs miercuri seara, după ora 20:00. Bărbatul a fost găsit mort în salonul de personalul medical. Acesta și-ar fi pus capătul zilelor cu un utilaj medical. Bolnavul era cu COVID pozitiv, avea vârsta de 83 de ani. Deci alte informații nu pot să răspund la asta. Acum... Crudu a refuzat să spună dacă pacientul ar fi manifestat un comportament suspect în ultima perioadă și dacă au fost luate măsuri suplimentare pentru a-i asigura securitatea bărbatului. Întrucât se știe că unele persoane infectate cu noul coronavirus pot avea probleme cu sistemul nervos. Deocamdată nu se cunoaște dacă va fi sau nu tras la răspundere cineva pe acest caz. Poliția a inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele. Dar luând în considerație că suntem în pandemie, că centrele sunt, toate spitalele sunt arhipline, nu poate să stea câte un medic la fiecare pacient de gardă pentru, nu știu, să-l controleze non-stop. Nu este prima dată când bolnavii COVID-19 recurg la astfel de gesturi. Anul trecut, o persoană internată în secția reanimare a Spitalului Sfântul Arhanghel Mihail din capitală a sărit în gol peste geam. Un alt caz a avut loc în vara anului trecut la Institutul de Medicină Urgentă. Atunci, o femeie de 68 de ani care se trata de COVID-19 s-a aruncat de la etajul 5 și a rămas în viață. Tot miercuri, o femeie de 72 de ani din Chișinău a murit după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul 9. Ea ar fi sărit de la balconul blocului în care locuia, situat pe strada Vasile Alexandri din sectorul centru al capitalei. Poliția susține că pe corpul acesteia nu au fost depistate urme de moarte violentă. La fața locului, medicii au încercat să-i acorde ajutor medical, dar cu regret au constatat decesul femeii. În momentul tragediei, la domiciliu era singură. Și pe acest caz a fost inițiat un proces penal pentru a fi stabilite toate circumstanțele, dar și motivul care a făcut-o pe femeie să recurgă la acest gest. Prima ședință de judecată în care este vizat primarul de Orhei, Pavel Verejanu, a fost amânată pentru că apărătorul edilului Vadim Banaru are simptome specifice COVID-19. Astfel, magistrații din Chișinău au stabilit următoarea ședință pentru data de 25 noiembrie. Cazul aflat în examinare se referă la decizia din iulie a edilului, prin care concurenților electorali li s-a interzis să instaleze corturi în orașul Orhei din cauza situației pandemice. Contactat de TV6, Pavel Verejanu susține că este nevinovat și că o posibilă suspendare din funcție ar fi o comandă politică. Dumnealui a solicitat amânarea din motiv că nu s-a putut să prezinte la ședința dat avocatul, timp că are simptome COVID. Eu nu cer nimic, la moment se examinează. O să dezbatem în plenul judecăț și nevinovăția noastră, fiindcă este o aberație, este un absurd, un absurd total. Și mai ales în pofida celor renunțate de către guvernare la o justiție corectă, la organe de anchetă corecte, deci o răsturnare de situație, deci niște izgoniri pe principii politice. Amintim că în pofida deciziei luată în campania electorală de Verejanu, Dumitru Alaiba nu a scos corturile electorale ale PAS. Totuși, acesta a cerut poliției ca edilul să fie sancționat. De cealaltă parte, într-o declarație oficială, Partidul Șor a afirmat că prin aceste acțiuni, deputatul PAS intimidează opoziția nu doar în Parlament, ci și în administrațiile publice locale, motiv pentru care a anunțat că va depune plângeri împotriva parlamentarului și a solicitat instituțiilor abilitate din Moldova și ambasada delor acreditate în țara noastră să ia atitudine. Ancheta în cazul lui Alexandru Stoianoglo continuă. Procurorii anticorupție l-au audiat astăzi în acest dosar pe Mircea Roșioru, fostul adjunct al procurorului general suspendat. Deocamdată nu se știe dacă acesta a fost interogat în calitate de martor, suspect sau dacă are un alt statut procesual. Presa scrie însă că Roșioru este bănuit. El a fost suspendat din funcție odată cu Stoianoglo, iar ulterior a demisionat. Anterior, același lucru l-au făcut procurorii Iurie Perevoznic, Ion Caracuian și Sergei
Sergei Gavajuc. Amintim că Alexandru Stoianoglo este cercetat într-un proces penal pe 5 capete de acuzare. Acesta se declară însă nevinovat. Între timp, 11 procurori au depus cerere de demisie, două dintre care deja au fost acceptate. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc, a declarat că majoritatea celor care au renunțat la funcții au experiență și sunt cei mai competenți. Majoritatea parlamentară nu a acceptat includerea pe ordinea de zi a proiectului partidului Șor, care prevede ca statul să compenseze integral diferența de tarif pentru gazele naturale și energia termică utilizate de toți consumatorii casnici. Propunerea a venit din partea deputatului Marina Tauber în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului. Deputatul Partidului Șor a propus ca inițiativa care prevede compensarea diferenței de tarife la gaz și căldură pentru toți consumatorii, nu doar pentru un grup redus cu cele mai mici venituri, așa cum a anunțat guvernul, să fie inclusă pe ordinea de zi pentru a fi dezbătută și votată. Deputatul PAS, Mihai Popșoi, care a prezidat ședința, a refuzat însă. Problemele cu compensații și cu tarife la gaz este una stringentă, așa că rugăm ca să fie inclus în ordinea de zi a ședinței plenare de astăzi. Ieri de dimineață deja am solicitat și secretariatului și conducerii Parlamentului ca el să fie inclus în ordinea de zi a comisiilor. Împărtășim și noi îngrijorările dumneavoastră și vom face tot posibilul să ameliorăm situația, însă cât privește proiectul dumneavoastră, acesta nu a intrat în procedură legislativă și nu poate fi supus votului pentru includerea în ordinea de zi. Un alt deputat din opoziție s-a interesat însă cum acest lucru este posibil, în condițiile în care proiectul de lege propus de Partidul Șor a fost deja înregistrat în legislativ. Oare procedura intrării în procesul legislativ nu se începe de la înregistrarea proiectului de lege? Dacă a fost înregistrat, are numărul 294, înseamnă că deja este inclus în procesul legislativ. Aceasta este informația pe care am primit-o eu la secretariat și înțeleg că nu a fost inclus în comisie, nu a fost discutat. Și nu există rezoluție a președintelui Parlamentului. În pofida faptului că Marina Tauber a insistat ca proiectul să fie discutat în comisii pe parcursul zilei de joi sau vineri, atunci când la fel este zi de ședință pentru forul legislativ, ordinea de zi a fost votată fără a se ține cont de această solicitare. Noastră spuneți că nu sunt proiecte de legi, domnul Gros a menționat, dar noi venim cu proiectele de legi care nu sunt incluse și nu sunt trecute niciodată prin procedură legislativă. Din ce motiv proiectele de legi din partea opoziției nu sunt incluse în ordinea de zi a comisiilor și a ordinii de zi a ședinței plenare? Totuși, întrebarea a rămas fără răspuns, iar plenul și-a continuat lucrările. Săptămâna trecută, deputații din opoziție s-au plâns cu raportorilor de la APCE că majoritatea parlamentară PAS nu susține inițiativele opoziției, a căror drepturi sunt încălcate. Iar președintele Comisiei de la Veneția, aflat într-o vizită la Chișinău, Gianni Buchicchio, a declarat că și-a notat mai multe reclamații ale opoziției, printre care și aceasta. Fracțiunea parlamentară a Partidului Șor a înregistrat în legislativ un proiect de lege prin care propune majorarea semnificativă a indemnizației unice acordate la nașterea copilului. De asemenea, deputații formațiunii insistă ca statul să ofere alocații tuturor minorilor până la împlinirea vârstei de 18 ani. Subiectul a fost abordat la un briefing de presă susținut de deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova. Potrivit deputatului Regina Apostolova, în prezent Moldova se confruntă cu o problemă foarte gravă, scăderea natalității, iar situația alarmantă scoate în evidență faptul că populația țării este una extrem de îmbătrânită și există riscul ca statul nostru să dispară. La această etapă se adaugă migrație și mortalitatea ridicată. Prin urmare, alesul formațiunii Șor susține că sunt necesare măsuri urgente prin intervenție în legislație. De asemenea, trebuie remarcat faptul că rata natalității înregistrată anul trecut este de 11,7 copii născuți la 1000 de locuitori, ceea ce reprezintă cea mai mică rată din ultimii 5 ani. Există riscul ca statul nostru va dispărea. Prin urmare, deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Șor solicită majorarea indemnizației unice la nașterea copiilor, care să nu fie mai mică de 2 salarii medii pe economie, adică peste 17.000 de lei. Totodată, fracțiunea Partidului Șor cere ca toți copiii cu vârstă de până la 18 ani să primească o alocație lunară care să se acumuleze în bugetul de stat și să fie acordată imediat ce aceștia ating majoratul. Potrivit Reginei Apostolova, tinerii vor putea folosi banii pentru studii sau alte scopuri și vor fi motivați să rămână în țară.
Propunem ca în prima lună indemnizația să fie egală cu un salariu mediu pe economie prognozat, iar în următoarele luni și până la 18 ani aceasta să fie în cuantum de 2% din salariul mediu pe economie, ceea ce în prezent înseamnă aproximativ 200 de lei. În acest sens, deputatul a îndemnat colegii din Parlament să susțină proiectul de lege. Le solicităm colegilor din legislativ, majorității parlamentare a PAS, să susțină proiectul nostru de lege, astfel încât guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, să identifice resursele financiare necesare și să le planifice pentru bugetul anului 2022. Potrivit datelor statistice din 2020, din numărul total al copiilor din țara noastră, peste 30.000 sunt nou născuți, fiind în descreștere cu 5,2% față de anul 2019. Tendința este ca familiile să aibă cel mult 2 copii. Este de menționat și faptul că rata natalității înregistrată anul trecut a fost de 11,7 copii născuți la 1.000 de locuitori, fiind cea mai joasă rată din ultimii 5 ani. Cazul de weekendul trecut, când un pitbull a fost omorât de un bărbat după ce i-a sfâșiat 2 câini de talie mică, nu pare să fi băgat frica în proprietarii de animale. Niciunul dintre ei, întâlniți de o echipă TV6, nu își plimbau patrupezii cu botnițe. Fiecare stăpân are câte o explicație pentru o nerespectare a legii, iar cel mai des este invocată inofensivitatea animalului. Totuși, kinologii spun că botnița este indispensabilă, mai ales la animalele masive. Cât am mers prin Chișinău, nu am întâlnit niciun câine plimbat de stăpân care să aibă botniță. Întrebați de ce elementul de protecție lipsește, fiecare proprietar ne-a dat câte o explicație. Ba animalul de companie este prietenos, ba botnița nu este recomandată rasei pe care o deține, ba că ține strâns lesa pentru ca patrupedul să nu le scape din mâini. Câinele meu se poate apăra și este foarte prietenos. Noi ne ferim de lume, dacă ați observat, am stat așa într-o parte. Dacă eu mă uit, sunt locuri mai aglomerate și cu copii, să nu stresez, eu nici nu mă duc acolo, să nu am întrebări, pur și simplu. Alții recunosc însă că au fost prinși pe picior greșit și că trebuie să facă tot ce depinde de ei pentru ca animalul să nu prezinte pericol pentru cei din jur. Злой такой, он на всех лает вот этот вот. Он как увидит собаку какую-то вот домашнюю, вот мордик надевать. Și cei care nu au câini spun că ar vrea să meargă prin parcuri și străzi fără frica de a fi mușcați. Animalul trebuie ținut cu botniță și sub supraveghere permanent. Este foarte periculos, mai ales pentru noi, bunicile, cum nu prea putem fugi sau, mă rog... De cealaltă parte, kinologii susțin că, indiferent de rasa sau mărime, orice câine prezintă un potențial pericol. De aceea, le recomandă proprietarilor să-și țină patrupezii în lesă și explică de ce. Copiii pentru ei sunt prea zbuciumați, emoționale, aleargă, strigă. Așa că, neavând o careva socializare cu patrupedul, acesta nu va ști cum să reacționeze. Oamenii deseori sunt îmbrăcați în haine cu forme diferite și largi sau se deplasează cu sacoșe. Iată, această siluetă care se mișcă nu le este înțeleasă. De aceea, la câine se trezește o frică oarecare și o anumită reacție. Kinologul mai spune că atunci când proprietarul își scoate patrupedul afară, trebuie să țină cont de toate măsurile de protecție. Recomandarea se referă mai ales la cei care au necuvântătoare masive și pentru a nu se repeta cazul din weekendul trecut, când un pitbull a fost omorât de un bărbat după ce acesta i-a sfâșiat 2 câini de talie mică și a mușcat-o și pe soția lui, care îi plimba. Deși incidentul a fost surprins de camerele video, oamenii legii spun că e greu să identifice stăpânul pitbullului deoarece era noapte, iar acesta purta mască de protecție. Dacă va fi găsit, acesta riscă o amendă de până la 600 de lei. Potrivit poliției, responsabilii de aplicare amenzilor pentru lipsa botniței sau alese este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Întrebați de noi dacă verifică respectarea acestor reguli în cadrul unor razii, responsabilii de acolo ne-au cerut să le trimitem o solicitare în scris, la care încă nu am primit un răspuns. Cel puțin 3 persoane au murit, iar alte 33 au fost rănite în urma unei explozii puternice produse într-un restaurant din China. Potrivit datelor preliminare, deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaze. Incidentul a afectat grav mai multe clădiri rezidențiale și magazine, iar bilanțul victimelor urmează a fi stabilit cu exactitate, transmite presa internațională. Incidentul a avut loc în această dimineață, iar televiziunea publică chineză a difuzat o înregistrare video filmată dintr-o mașină în care a fost surprinsă explozia produsă la fațada clădirii. După deflagrație s-a ridicat un nor imens de fum cenușiu.
Potrivit primelor informații, deflagrația cauzată de o acumulare de gaze s-ar fi produs într-un restaurant dintr-un important oraș chinez, Xinjiang. Explozia a afectat grav o stradă întreagă care de obicei era aglomerată, mai multe clădiri rezidențiale și magazine. Persoanele care au avut de suferit au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Presa locală scrie că bilanțul victimelor ar putea crește, întrucât operațiunea de salvare și căutare în care sunt implicate 25 de auto speciale și 110 pompieri este în curs de desfășurare. 8 persoane au fost arestate pentru neglijență, printre care șeful companiei care gestiona conducta de gaze din cauza unor lipsuri grave în gestionarea infrastructurii. Deflagrațiile și accidentele industriale au loc cu regularitate în China, adesea din cauza gestionării defectuoase a normelor de siguranță. În luna iunie, explozia unei conducte de gaze dintr-o zonă rezidențială a ucis 25 de persoane și a rănit alte peste 130 în provincia Hubei, din centrul Chinei. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnirea cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție!